Clasamentul zonelor cu cele mai scumpe apartamente din Drobeta Turnu Severin a rămas neschimbat. Arealul central se situează în continuare pe primul loc, în timp ce la polul opus cele mai ieftine apartamente pot fi găsite în zona Aluniș. În toate cartierele severinene, nivelul actual al prețurilor apartamentelor este mai ridicat decât cel consemnat în perioada similară a anului trecut. Zona centrală rămâne în continuare cea mai scumpă, următoarele locuri din clasament fiind urmate de Bulevardul Tudor Vladimirescu, Chiselef și Independenței. Totodată, cele mai ieftine apartamente se găsesc în cartierele Crihala, Cet Nord și Aluniș. Cea mai scumpă și cea mai căutată zona Severinului rămâne în continuare centru, sunt cele mai scumpe apartamente care le găsim. După care urmează Bulevard, Chiselef Independenței, care este pe locul 2, există în categoristă ca zona a doua. Adică după centru este uh, cea mai scumpă zonă. După care urmează cele mai, Crihala, uh, Cet Nord și Aluniș. Aluniș este una dintre cele mai ieftine zone, apartamentele fiind foarte, foarte vechi și mici, în ceea ce privește metri pătrați. Prețurile unui apartament diferă în funcție de îmbunătățiri, etaj, suprafață, dar și anul construcției. Totodată sunt diferențe de peste 10.000 de euro între cea mai scumpă și cea mai ieftină zonă din municipiu.